Salutare, bă băieți, și bine v-am regăsit aici în forță, frate, la un nou episod cu Hitman. Îi spun episod pentru că probabil că tu acum o să intri pe live. Și na. Suntem aici pe serverul White România Roleplay. Cred că am uitat să pun din nou în descriere serverul și alea, dar toată lumea știe că aici suntem forțichii. Reban, ăsta stă numai ochiul, stă o geană pe notificări, Reban. De data asta n-ai fost primul, dar oricum ești mereu acolo, furțichi. Era Freddy, sau nu știu cum îl chema pe băiat. Dar oricum ești destul de gean acolo pe notificări când o dica pe hât. Johnule! Salut, bă, băieți, băi, salut! Și bine v-am găsit, băi, fraților, băi, băieți, băi! Băi, băieți, ca brazii, băi! Băieți, ia furțichi, băi, băieți, facem și noi un story ceva pe Instagram? Să nu uite băieții de noi. Facem un story pe Instagram. Să zic că băieții, am încercat. Vă notrui de la Perico, vin și dau like. O, forțichii. Bă, băieți, am postat ceva foarte funny pe Instagram. Bă, trebuie să vă arăt și vouă, frate. Trebuie să vă arăt ceva ce am postat, frate. Dar nu știu dacă o să se audă. Ia fiță. Fiți atenți acolo un pic, fiți atenți. Hai de capul meu ce tare e asta, mor. Deci dacă vreți să o vedeți, trebuie neapărat să intrați pe Instagram Pericol Gaming, să o vedeți acolo. Și hai să facem și noi un story. Hai să facem și noi un story. Așa că v-aș ruga să, dacă vreți să vă vedeți în story, să scrieți acolo pe chat, hai și tu pe live. Și noi o să facem un story aici, furțichii. Așa că scrie acolo, hai și tu pe live. Și apoi intrați pe Instagram Pericol Gaming și vă vedeți acolo pe story. Am zis swipe, nu pune link-ul, pune link-ul, Pericol, nu te aruncă, eu repede să mă arunc pe story. Bă, deci mă bâlbâi în astea, frate, deci mă bâlbâi în astea, exagerat, frate, mă bâlbâi în, cum se numesc astea, în story. Sunt paletini eu la story-le astea. Hai și tu pe live, băieți, ci că pe server s-a făcut un update și trebuie să mă duc să-mi iau telefon, că îmi zice că n-am niciun telefon, trebuie să mă duc să-mi cumpăr un telefon. Și am înțeles că de pe hartă de aici, de la calculatorul ăsta, te duci și-ți cumperi telefonul, dacă joci tu pe server, de la calculatorul albastru, îți cumperi telefonul, o să ai nevoie de el dacă vrei să mergi mai departe în finală, cum ar veni. Ca la România au talent. Să înțeleg că nu a dat notificare YouTube-ul sau? Hai să mergem să ne luăm ăsta. Băieți, nu uitați, dacă reușim să strângem într-o oră și ceva 1000 de like-uri, facem live-ul mai lung. Dacă nu, îl facem mai scurtuleț așa și apuc și eu să mă joc și altceva ce îmi place mie mai mult. Eu știu, nu știu, poate ne jucăm niște Fortnite sau ceva. Hăți, Johnule, hai mă să vedem. Calculator, unde e mă calculator? Aici nu duce că e mă. Ia uite-l pe ăla, mă, ia uite-l pe ăla, s-a speriat de poliție, frate, e nebun. Am închis mașina, hai să vedem aici la calculatoare dacă avem ceva de luat. Hai cu like-uri că se supără și închide live. Dar nu e vorba de supărare, mă, băieți. Dar dacă nu se strâng like-uri și asta, înseamnă că lumea nu mai apreciază seria asta. Adică e o chestie normală. Eu încerc să fac live-uri, dar dacă lumea nu se uită și nu apreciază, de ce să nu fac cu altceva, înțelegeți? Să încerc altceva, înțelegi? Adică, na. Bubu, salut, Toricalin, salut, Toricalin. Telefon mobil, îmi cumpăr un Galaxy S. Bună ziua, bună ziua, domnule Hitman! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, domnul! Veniți și noi să punem și noi un contract cu cineva. Domnul, nu mai rulați așa în stradă, domnul!
Ai un telefon acolo, se rezolvă. Ce sunteți, copii? Ei sunt... Paletinio. Da, mă, nu spama, mă, că nu-i niciun rip, mă. Refresh, refresh și rip. Bă, da, pe telefonul meu n-a căzut, frate, de ce e rip? O să sun la Hitman ca să, să vă dau un contract pe cineva, da? Într-un... Aștept. Domnul Hitman! Ce, doamnă, da! Ce are și suplimentarea personalului pentru a face... Pentru a face niște gălăgie. Merge live-ul? Nu e rip. Care-i treaba cu rip-ul? Adică de obi... uneori îmi cădea și mie pe telefon, dar acum merge ok, frate. Nu știu care e faza cu... cu ripeanul. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Vrea să o dea cu mine. Vrea să o dea cu mine, băiatul pe condus. Deci aia, pe aia i-am lovit, practic. Într-un mări, băi, trebuie să mă ascund un pic. Să așteptăm un apel la Hitman, ok? Așteptăm un apel la Hitman. Bă, dar nici nu puteam, unde altundeva mai bine, mă. Ce am deschis aici, frate? Aici acum nu vrei. Asta e cea mai bună ascunzătoare a lui Hitman, bă, băieți. Aici stă Hitman și de aici da anunțuri Hitman din peștera străină veche. RIP LIFE. Bă, nu mai scrieți, mă, RIP LIFE, mă. Băi, dar nu vă duce capul ăla, mă, frate. Bă, când vă văd că sunteți așa tolomaci, nu știu ce să zic, bă. Iar mi se face scârbă de generația asta din spate. Băi, băieți, mă, dacă pică live, frate, ce faci tu în momentul ăla? Dai refresh, frate, dai o dată, dai de două ori, aștepți un pic, poate s-a întâmplat ceva. Mai dai încă o dată, mai dai, dai de vreo 5 ori refresh. Dacă după 5 ori de refresh-uri nu merge live-ul, înseamnă că a picat și atunci poți să scrii RIP LIFE, gen. Dar dacă tu când ți-a dat disconnect, ai un telefon de la de Nokia 3310 anii 60, e și normal să-ți mai... Hai să dăm un anunț aici că... Ai cu cine, frate? Ai cu cine? Ăștia generația de mor lângă frigider, frate. Mor lângă frigider, dar știți de ce? Că nu știu cum să-l deschidă. De-aia. Mor de foame lângă frigider. Un coadă. Hăți, Johnule! Un hitman pe nume Pericol, aia, un hitman pe nume Pericol. Hai, rămă ce aveți. Dă-le pace, mă, dați-le pace, nu mai. Pericol, trebuie să-mi citești luzul. Avem un luz de la Torica Alin cu mesajul, atenție! Atenție, avem un luz de la Torica Alin. Dați like, subscribe, share, follow pe Instagram, îl cheamă Pericol Gaming. Cod shop Pericol pe Fortnite. Respect, Pericol. Atenție, mesaj de la Torica Alin. Un hitman periculos, bă, dar nu primez, mă, și un telefon ca lumea, mă, băieți, cu X, cu Y, cu Y, cu nebunii. Am și eu aici o doză de asta mică, frate. Am și eu de asta mică, care trebuie să... Ai. Ai, ce bună e, bă, frate, bă. Eu am iPhone XR, ce părere ai de el? Păi eu sunt amărât, n-am bat iPhone ăștia. Mai dăm un anunț. Apasă Z ca să se facă harta mai mică. Nu e de pe Z, de pe aici e pe... A, și normal, de aici sun, mă, server ID 16, gen, a, și de aici sun, mă, apelează 16, apelează, am înțeles, mă, am înțeles, cred că așa e.
Salut, pericola e o donație, dar normal că am o donație, dar n-aveam ăsta aprins aici. Andrei, bună ziua, domnule Pericol! Andrei, mulțumesc frumos de donație, Andrei! Deci la ăsta îi dăm decline și luăm pe ăsta, am nevoie de un asasin. Hai să vedem despre ce este vorba. Gata, mă, băieți, avem contract pe Hitman. Andrei, te pup, mulțumesc frumos de donație! Îți! Hai să vedem despre ce contract este vorba. Nu prea îmi place unde e contractul. Dacă este în stradă, va trebui să nu luăm acel contract. Pentru că nu iau contracte în stradă, înțelegeți? Crenix, mersi frumos, sticule, te pup. Mersi frumos de mesaj. Mergem noi pe aici, hâți, Johnule. Bă, dar ce s-a întâmplat cu harta asta, mă? Gata, mă, așa mică. Hai, jos, mă, băi, trebuie să mă duc jos. Stai, mă, că am greșit pe aici, mă, am greșit din cauza hărții, mă, m-am debusolat. Ce faci, pericol? Bine fac. Bine fac, bine găsesc. Mai rar, dar găsesc. Hai să vedem ce contractel avem pe Hitman în seara asta, bă, băieți. Dacă vreți să mă susțineți acolo cu un like, nu uitați. Dacă strângem mult mai puțin de oră, 1000 de like-uri, asta înseamnă că live-ul ăsta o să fie mai lung. Dacă nu reușim să strângem, o să ne jucăm și altceva. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule. Ați sunat la Hitman? Da, domnule. Domnule, am eliminat un mafiot. Cam cât ar costa? Depinde despre cine este vorba, domnule. Domnule, un mafiot simplu. Alex Gaming! Mersi frumos de donație, Alex Mafiotul, Gaming! domnule, este foarte vechi în oraș. Bani, ce să fac? Asta e tot ce am în cap. Are Te pup, Alex, CNP-ul mersi frumos de 404. donație. Ce CNP are? Mai ziceți o dată. 404 și 404, chiar mai un pod. porecla, pentru că e așa mai nebun, Mahon sare de pe pod. 404, unde mă, și dispăr, mă, că nu mai văd aici, mă, băiți. Pod. Mahon sare de pe pod, am. Stați să localizez aici, domnule. Salut, băieți, salut! Și cam cât ar costa? Domne, asasinarea unui mafiot costă 5.000 de dolari, domnule. Domne, 4.000, domne, că nu prea. E nou și el, așa, domne, și nu prea am nicio bani. 4.000, domnule, și-mi rămâi dator. Da, domne, și vii două acum. Domnul, dar de unde v-ați cumpărat costumul ăsta? Că seamănă cu alu legendă, nu știu dacă îl știți. Domne, e Versace, domne. Pe Versace ăsta, legenda asta reprezintă Versace. Mi-a dat banii, mă, băieți, domne, mi-a dat. Domne, l-am cumpărat de la un magazin, domne, e prin deșert, nu... Ajunge Înțeles, mai domne, greu am pe acolo. Înțeles. Ce voiam să zic? Domne, chiar acum plec spre el. Să-l mă ocup de dânsul. Am să vă dau un telefon când contractul este finalizat. Este ok? Domne, da. Aveți o zi frumoasă, domnule, la revedere. Mulțumesc, Mâncă la revedere. Și bea apă repede. Dacă am ce, bă, băieți, dacă am ce. Țineți-vă bine că sărim, bă, băieți! Am plecat după el, băieți, am plecat după contract. Cu exchange-ul meu, Blanao. Dacă strângem astăzi bani, mai mulți bani. Dacă strângem mai mulți bani astăzi, băieți, merge și ne luăm altă mașină, frate. Una rapidă, dar trebuie să întreb băieții pe aici. Ce mașină e pe server mai rapidă, mă, băieți? Ce mașină e pe server mai rapidă? Dacă nu reușim să strângem bani, știu eu o metodă prin care putem să facem să avem mulți bani și să ne luăm o mașină rapidă. Dar stați aici, geană, apăsați butonul de like, că dacă nu strângem 1000 de like-uri, nu o să țin live-ul așa mult, pentru că înseamnă că lumea nu mai apreciază GTA-ul și aș vrea să încerc și alte jocuri. Dar dacă îți place GTA-ul, apasă butonul de like, spune unui prieten să intre și el pe live să dea like aici și facem ceva mișto, mă înțelegi? Mă înțelegi sau nu mă înțelegi? Că mă duc să-l omor pe ăsta acum, să iei ce ciudă am pe el.
Ai 8? Da, mă, am eu 8, dar nu e rapid 8-ul. Ford Mustang, bine, 300. Da, am văzut Mustang, era, da, Mustang-ul am văzut că merge ok. Nu dat bani. Dai cu Heco. Dacă ai nevoie de ajutor la metodă, sună un prieten. Aolo, poliția, poliția. Văzut că te urmăream, eram, deschideai portiera frumos și făceam roleplay frumos. Se păceartă acolo. Sunt păceartă băieți acolo. Mă duc unde am eu treabă, bă, băieți, acolo la hâți. Să-i pun baba pe... Băieți, trebuie să vă anunț ceva, mă, băieți. Știți melodia aia mea? Făcută de Poe? Cine știe melodia făcută de Poe? Aia cu Hitman se întoarce. Cine știe melodia să scrie pe chat eu. Cine nu știe să scrie nu. Ok? Cine știe melodia lui Poe cu Hitman se întoarce, se scrie, să scrie pe chat eu. Cine nu scrie, nu știe să scrie nu. Ok, deci se spamează eu pe chat, ceea ce înseamnă că majoritatea știu melodia. E, ce s-a întâmplat cu melodia asta a mea este că de vreo câteva zile încoace iau copyright la toate videoclipurile în care apare melodia aia. Și credeți-mă, apare în peste 50% din videoclipurile mele cu GTA apare melodia aia. Deci practic mai mult de jumătate din videoclipurile mele, Mihai Chiriță, saluticule, te pup! Mai mult de jumătate din videoclipurile mele sunt copyright în acest moment, ceea ce înseamnă că niciun dinero nu mai ajunge la mine și na. Deci melodia este copyright, nu o mai pot pune pe live-uri și nebunii, pentru că o să iau copyright în continuu și na. Am vrut să vă anunț și pe voi ca să știți, băi, melodia a devenit copyright pentru că beat-ul se pare că era de la cineva străin care și-a făcut, mă rog, și-o fi văzut că au folosit foarte multe persoane beat-ul ăla lui, negativul, și s-au gândit să facă chestia asta pe YouTube și acum cineva dă copyright tuturor celor care au folosit melodia, știți? Beat-ul. Salut! Bă, băieți, ăsta e aici undeva, bă, băieți. Nu aș vrea să mă vadă, bă, băieți. Nu aș vrea să mă vadă, dar trebuie să vedem. Bă, ăștia sunt la bancă aici, mă. E bancă aici, nu e magazin. Circulă! Bă, care dintre ei e, bă, băieți? A, e și tras, nebunule. Nebun mic ce ești. Și dacă băieții au tras în mine, ce înseamnă asta, bă, băieți? Nu știu că iarba asta, ea nu văd iarba. Nu-i mort? Uite unul acolo, uite unul. Încă unul mort? Ăsta cine e, mă? Ideea e că i-am omorât pe toți mai puțin pe ăla care trebuie. Deci am omorât pe toți băieți, mai puțin pe la care trebuie. Unul mort acolo, unul mort acolo și ăla e în magazin, frate. Ăla e în magazin. Du-te pe el. Păi știi care e faza? Faza e că o să-i dea ăla, îi dau ăia de afară info că mă duc, înțelegeți? Oh, 1-0 pentru Hitman.
Mamă, i-am pus baba pe frunte, ești nebun, ca bă, a fost la milimetru să tragă și el, bă, băieți, bă. A fost la milimetru să tragă și el, bă, băieți. Mamă, mamă, mamă. Contract finalizat cu succes, bă, băieți. A trebuit să-i omor pe toți, de ce? Pentru că erau în mafie și pentru că au tras după mine, a trebuit să-i omor pe toți. Și erau toți îmbrăcați în am și mi-era foarte greu să... Mamă, mamă, ce am pus bucata pe cap. Hăt! Hăt, Johnule! Trebuie să-l sunăm pe băiatul ăla să-i spune. Pericol, pericol. Am donat, de ce nu apare? Andrei Melinte mă sună, nu știu cine e Andrei Melinte. Hai să vedem dacă sunt băieții mei aici din mafia albaneză. Sunt băieții sau nu sunt băieți aici? Albanezilor, iar nu sunteți mă acasă. Acasă albanezi, aoleu, le-am luat poștea cu mine. 3-0 pentru pericol. Aia sunt, au fost bonus, bă, băieți. Salut, ce-am pierdut? Au fost bonus, băieții. Eu normal nu omor alte persoane în afară de cele pe care am contract. Dar băieții au tras după mine, ceea ce înseamnă că oarecum ar fi tras după mine, înțelegi? Adică s-ar fi bătut cu mine dacă trăgeam prima dată în ei. Și atunci am zis, băi, pac, 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 niciun glonț, nicio ratare, mă înțelegeți? Dacă mă duc bine pe aici, a? Mă duc bine pe aici, mă duc bine, a? Cred că mă duc bine pe aici, mă. A, ba, da, mă duc bine, mă duc pe aici, așa, în oraș. Mul chema pe băiatul 116, hai să-i dăm un telefon, bă, băieți. Hai să ne oprim aici pe pod, așa frumos, să vedem priveliște în partea și hai să-i dăm un telefon. Cheamă 116, îl cheamă Mele, Mele. Hai să vedem aici, că am descoperit aici, mamă, frate, dar cum să văd eu, frate, ce aici? Cum să văd eu aici, că sunt numai de-astea, Mele, Mele. Da, nu cred, nu știu ce e ăsta, dar nu cred că pot să-l sun, mă, băieți, că nu-mi dau seama. Radu Oprea, nu-l văd aici, mă, băieți, nu-l văd aici, Radu Oprea. Radu Oprea. Ba, uite-l, mă, 8 e, mă. Așa era. Gata, îl sun, băieți, îl sun pe ăla, pe Mele. Alo, bună ziua, Hitman aici. Bună ziua, bună ziua, domnule. Să știți că contractul dumneavoastră a fost finalizat cu succes. Vă doresc o zi minunată. Mulțumesc, la fel, domnul Pericol. Am închis în nas. Forță, mersi că mi-ai acceptat cererea pe Discord, frate, am și eu o întrebare. Eu am moderator pe canalul tău, la mine toată lumea are moderator, mă, băieți, bă, iar am făcut asta mare, mă, gata. Am nevoie de puțin ajutor, persoană importantă în oraș, hai mă să vedem despre ce este, trebuie să mă întorc, serios. A, nu chiar, mă, băieți, pe voi v-am omorât și voi sunați acum, nu? Folosește alte moduri, da. Eu mor, bă, cum adică folosești alte moduri? Adică să dau cu mașina peste ei sau ce? Eu n-am, te rog frumos, dă-mi mie. Ce să-ți dau, mă, Cati? Ce vrei să-ți dau? Cine vrea să primească moderator, tot ce trebuie să facă este să trimită cele mai multe luțuri, mă, cele mai multe luțuri. Luțurile sunt gratuite, poți să le trimiți de pe telefon, poți să le trimiți de oriunde. Dar eu până acum au fost câțiva care au fost atât de ambițioși încât să primească moderator prin luți. În rest nu am întâlnit oameni care să dorească cu adevărat moderator și să muncească pentru el. Pentru că asta e totuși o muncă să dai luți pe fiecare live. Dar am nevoie de persoane active, am nevoie de moderatori activi. Așa moderator poți să-i dau oricui și na.
Unde mă fac, băiat? Să coborăm noi jos. Hitman. Diana, ce zici, Diana? Just me. Pericol, ce faci acum? Bine, sănătos, fac ce zici. Ce motorizare are X5-ul ăsta? 3 litri. Domnule, vezi să nu explodeze aia, domnule. Sau domnișoară. Domnișoară, de ce dați cu pumnii în aia? Sunteți nervoasă? Alo! Sunteți mutăloaică? Alo! E cu să o împuși pe doamna asta dacă nu știi. Alo, 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 ce te sui în mașină? Nebună ce ești? Ce faci așa? Îți vine să te caci? Pe mașina mea vrei să te caci? Înțeles. Suie-te în mașină să-ți arăt ceva frumos. Așa. Pentru siguranță ți-am pus centura la mâini. Dăm un anunț, bă, băieți, vând femeie, fiți atenți ce facem. Dăm anunț cu vând femeie. Hellcat, bună seara, Hellcat, bine ai venit. Ne băgăm aici și dăm anunț cu vând femeie. Dăm noi un anunț. Gata, am dat anunțul, bă, băieți. Mamă, cât am plătit la anunț, frate, 5.000. A zis că nu are microfon? Băi, niciodată nu citești chat-ul, frate. Eu câștig. Nu are microfon, nu știu. Hai să vedem dacă sună acum. Uite ce se zbate. Măi, nu te mai zbate, mă! Că zgârii bancheta aia. Cred că cineva vrea să primească un glonț. Măi, frumușică, ce tot te zbați atâta? Stai acolo cu minte. Alo, bună ziua. Am auzit că vin de femeie, cu cât... Domne, nu femei, femeie, că doar una. Femeie, da. Păi ești tu interesat să cumperi? Da, domnule, cu cât o vindeți? Vino aici la hambarul ăla, știi unde sunt? Da.
Ei, da, nu cu cât o vindeți, domnule? Mă vin un coacă, vorbim da, aici, ți-o arăt una alta. Dar vezi că e pornită, că te dă din cur, nu știu ce are, cred că e băgată în priză, ia uite cum face. Dar putea să nu poți să-i faci față. Ia uite ea cum face nebuna. Mă auzi? Da, domnule, da, acum vin. Hai, vin aici. Bă, stai cum... Nu te zâmbi atâta. Păi nu mai arăta așa că te împuși. Bagă telefonul la împuși, lasă-i ce bătaie îți dau, că vine acum clientul. Squeezy, ce râzi, mă, Squeezy? Gata, domnule, am venit. Nu mai urlați, veniți încoace aici. Ia zi, o vrei? Vezi că e cam nepoliticoasă, tot arată sene, ușene, nu știu dacă aolo, ce urâtă e! Bă, cum să zici, mă, așa de... Marfa mea. Ia stai să o dau jos, dă-te așa să o dau jos. Dă-te fă jos, n-auzi? Ia vin aici la lumină să te vadă băiatul ăsta. Deci că ești urât, ia uite ce frumos, e dată cu ruj, e dată cu gem de prune, cu tot ce vrei. E însă cu toate alifiile. E puțin îmbrăcată gros că vine de la munte. O iei sau nu iei, spune! Cu cât o vindeți, domnule, cât o vindeți? 5.000 de dolari. Aole, e cam scump. Bă. Cum arată? Vezi că pe sub haine arată mai bine, să știi. Bine costă. O iei sau nu iei? Vezi că știe aolea, să facă... ce haine aia, parcă-s de la second! Știe să facă cartofi prăjiți și tot ce vrei. Ce haine are, parcă hai, e de banii. La second! Hai, dă banii cu așa, iau-o! Nu, domnule, nu vreau! Bă, o iei sau nu iei? Nu vreau, domnule! Mă, o iei sau nu iei? Domnule, la 4.000 aș lua-o! 4.000? Hai! Bă, fuge aia, mă, bă, dar... Fă nebuno! Vino încoace că te împu... Fă! Aolo, să-i ce bătăi dau. E bine, e bună. Dacă te bați, o bag direct în mașină, să știi. O bag în mașină. Da, nu, e X5 mașină. Hai și hai că ți-am băgat-o în mașină. Adică nu, nu, stai așa, stai așa, stai așa, nu pleca, că nu mi-ai dat banii, alu. Nu, la o bancă, că n-am bani la mine. Stai aici, stai ce așa, stai așa. Domnul, cât m-ar costa să îi dai foc? Suie-te în mașină acum, că te împuși dacă nu te sui. Suie-te sau te împuși? Mă, suie-te în mașină că te împuși dacă nu te sui. Dă-i tu foc, mă, dă-i tu foc. Nu mă scapă, mă, de aia. Bă, ce aici? Au venit băieții. Bă, ăla nu mă vede că mă bag, mă, frate, mă, n-ai cum, bă. Record jos și Fortnite. Băi, dacă nu strângem 1000 de like-uri într-o oră, da, o să ne jucăm și altceva. Probabil niște Fortnite. Probabil niște fornichi, forțichi. Acolo era să intru direct în asta. Înțeleg, deci m-am bușit de ceva. Îmi pare că nu pot sta mai mult, dar respect și multe sănătate de familiile tale, subscribe Pericol Andrei, mersi frumos de donații, ticule, apreciez foarte mult donațiile tale, îți mulțumesc foarte frumos pentru donațiile tale, Andrei. Și poate poți să stai altă dată mai mult, dacă nu te poți uita la live-ul ăsta și în reluare, când ai tu timp mai mult. Mulțumesc încă o dată de donații, Andrei. Mersi frumos. Eu ce am acolo, mă?
să mai dăm un anunț la Hime. Să mă bag și eu aici, să nu stau chiar în stradă acolo. Salut! Mâine am simulare la mate. Uf, îmi pare rău, Sebastian, dar sunt sigur că o să reușești. Da, te știu. Baftă la simploare la toată lumea. A, la simulare. Ce ești, mă, enjoy? Aolo. Aolo, domnul polițist. Oi. Îmi cer scuze, domnul polițist. Ia uitați-l, ia uitați-l. Domnul jandar. Domnul jandar, mă cer scuze. Domnul, băgați pistolul ăla că mă intimidați, vă rog frumos. Ia uite-te o secundă la mine. Da, spuneți. Să moară familia mea, că dă norocul peste mine. Poți să te întorci puțin? Așa, o secundă. Mergește-ne până la secție. Haideți. De ce, domnule, ce s-a întâmplat? O să aflați la secție, haideți. Fugi, fugi, fugi. Oprește mașina. Du-te, bă! Bă! Aolo, hai, băiatul, nu lăsa, nu lăsa să ne prindă, că ne omoară la... Aolo. Domnul, ce ați făcut, domnul? Mi-erați dator și m-ați băgat aici să mă prindă poliția. Că, domnule, a... Așa m-a ajuns tu? Păi cum să mai mă spui? Domnule, am crezut că vă fură cineva, domnule. Repară mașina dacă poți. Repară mașina dacă poți. Încercați, repede. Da, am crezut, domnule, am crezut că vă fură cineva, domnule, de aia. Aolo, ce asta? De ce e legat? Dai. Că-l scapă de poliție, lasă-l scapă de poliție, lasă-l, domnule. Ce faci, bă, ticule? Bine, bă, mahalache, nu matache. Domnul Șur, domnul, opriți aici, vreți să mă omorâți? Oprește farurile și stopurile. Nu, domnule, nu. Domnul, aveți cumva... Domnul, aveți... Păi nu pot să mă sui, domnule, că sunt prins aici, în mașină. Hai, domnul. Vreți să chemi un prieten mafios să scoată cătușile? Nu, domnule, de ce? Poliția, în spate. Ce-ți? Salut, Sosoi Vasile, să trăiți, domnul Sosoi. Când mai dăm Sosoi un escape from Tarkov? Mi-a plăcut atunci, să știi, chiar mi-a plăcut când am jucat. Am scăpat și eu cu Mouzin ăla, frate, deci am Mouzin ăla, mamă. Numai cu gândul la el stau. Oare când o să apuc să-l folosesc vreodată? Domnul, trebuie să mă duceți undeva, domnule. Te duc. Sunt albanezi în joc? Nu sunt albanezi aici, a? Ba, da, este un albanez, mă. Singur albanez. Nu știu dacă are acces la bază, sunt mai mulți, mă. Domnule, în caz că vine poliția, mă pune baricada dacă e ceva. E bine, domnule? Așa. Domnul, duceți-mă acolo, domnule. Acum... 30 de minute, am jucat 3 meciuri cu PSA, ați jucat, am înțeles. Mai negresă, sigur că mai am. Vrei și tu? Negresă, doar pentru periculoși. Mamă, ce bună e aia.
Leon, salut! Da, mă, Sosoi, să mai jucăm niște escape de la cândva. Poate pe weekend, așa, nu știu, zic și eu. Se strică, mă, Jasmine. Mi-am recuperat toate armele pe care le-am pierdut. Noroc de asigurare. Ah, ți-a venit asigurarea. Și eu mi-am asigurat M116 ăla, dar... Nu știu dacă nu m-au lootat aia și mi l-au luat. Mi-a venit Mouzin și M4 înapoi. Intru să-ți dau formul stangul meu, intră să... Dai cătușele jos dacă poți. Tati pe Opel avea 230 de cai. Da, era de Opel din GTA. Sunt Ștefan Ramirez de pe Instagram. Bine Ștefan, salut! Țuică, salut bă, țuică, băi! Ce zici, măi, țuiculiță? Ușor, domnul, ușor, ușor, ușor. Ușor, ușor. Bă, după noi. Bagă aici, în dreapta aici, în auto. Bagă aici, bagă aici, bagă aici. Și acum trebuie să vă uitați acolo, prin oraș, și să sunați albanezii să vină acasă. Salut, ești foarte tare, ticule. Mulțumesc frumos. De la muncă, mama e de muncă. A venit o donație de la Andrei. Îmi dai și mie moderator, Andrei. Măi, Andrei, măi. Alo, alo, colegul meu. Dacă tu o să stai pe live, Andrei, și noi doi o să ne cunoaștem și o să devenim prieteni, cu siguranță mi-ar face mare plăcere să pot să-ți dau moderator. Însă nu dau moderator. Da, te aud eu. Pe donații, gen, dacă ai donat o sumă de bani, gata, ți-am dat moderator, nu. Am, domne, dar... Eu trebuie să știu că în spatele acelui nume Andrei este un băiat serios, un băiat cu minte, un băiat politicos. Domnilor, cum scap de cătușele astea, domnilor? Da, domne, acum o să... Ai, 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 când mai joci de aer? Te iubesc! Domne, domnul ăsta a dezbrăcat. Da. A sunat albanezii să vină acasă, că îi găsiți acolo în oraș, pe lista aia. N-am minute, domnul. Cum n-ai minute, domne, că e gratuit în rețeaua în oraș? Pune mâna și sună, nu mai fi puturos. De ce faci încătușata aia? Păi dacă n-ai fost aici pe live să vezi. A murit bunicul meu. Aș pe Razer, n-ai. Să zic. Vrei o albeasă, ce? Sunați, domnule, sunați-i pe albanezi să vină acasă, să-mi dea cătușele jos. Faci mâine live și o să-ți donez? Andrei, Andrei, stai liniștit, Andrei, că eu o să fac, dar nu trebuie să-mi donezi tu. Ai donat destul, îți mulțumesc frumos. În PUBG când mai faci? Păi a jucat PUBG cu Pepsi și dar nu am făcut live, nu știu când am jucat. Domne, ce faci, domne, mă bați?
Vrei să-ți dau un contract? Domnule, vine acum, am vorbit cu... Bine, domnule, dar l-ați întrebat dacă poate să, dacă are cheie de la cătușe? Că să nu vină degeaba până aici să nu aibă. Da, domnule, nu vine degeaba, dacă n-are cheie, domnule, găsim ceva, găsim un bonfire, ceva, polidisc. Am trimis luci și n-a venit, a venit un luci de la Sergiu, salut Pericol, Sergiu, mersi frumos de luci. Dau un mic cadou din partea mea, cât de mic, dar contează, contează foarte mult, Andrei, îți mulțumesc frumos. Pericol, îmi spui și mie două, trei, vinte ce s-a întâmplat că nu am putut intra deoarece învățam la mate. Păi... am avut un contract pe mafioți, am fost la, i-am împușcat, am împușcat trei mafioți și pe ultimul cu un headshot frumos. Venit 5 ore de la Resivit. Fără niciun mesaj, nimic, și cu taxele plătite, mă băieți, și cu taxele plătite. Punem și noi inimioare în chat pentru donația asta de 5 euro, vă rog frumos. Prima inimioară o pun eu, fiți atenți aici. Puneți o singură inimioară. Nu mai multe inimioare, o singură inimioară pentru donație. Pentru donația lui Received. O singură inimioară pentru donația lui Received. Băi, dați inimioara aia, că nu dați de la voi, domnule. Domnul, sunteți veteran de război? Da, da, stați că am venit. Domne, dar nu știți cum să desfaceți cumva cătușele, că știți, știu că veteranii sunt foarte pricepuți. Ia veniți aici, stați eu ferestrău din casă, mi se pare că știu cum. Receive, mersi frumos de donație, ticule, apreciez foarte mult și îți mulțumesc frumos. Și ai plătit și taxele alea, e gest mare de tot. E... porțichii. Dă-te-i la o parte să nu-ți pălezi pe tine. Acum, domne. Aolo, domnul, ați leșinat fix când mi-ați... Ce a spus? V-ați rănit? Ha căzut! V-am pălit cu... cu v-a sărit cătușa în gură. Da. Ha căzut fix când m-a descătușat, bă, băieți! Da. V-ați revenit? Așa e mai bine. Da, da. Domnul, vă bine. Mulțumesc frumos, domnul, că m-ați ajutat, domnule. Cred că fără dumneavoastră stăteam aici mult și bine, domnul. Sunteți chiar foarte drăguț. Aveți o casă foarte frumoasă și se vede că sunteți patriot mare cu steagul apus acolo. Un adevărat veteran de război. Da, da. Mulțumesc. Da, da, da. Să aveți o zi frumoasă, domnule. Mă duc eu cu dacia mea. Hăt, hăt! Ne bagi în seamă pe Messenger? Pe ce Messenger? Ia mă, băi, ziceți voi ce mașină să luăm noi de aici, mă, să luăm Mi 8-ul, ce să luăm? Ia spuneți, ce mașină vreți să luăm? Vedeți aici. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Bună ziua, bună ziua. V-am așteptat, mă, băieți, că eram în cătușa, mă, băieți, dar se pare că a venit un coleg de-al vostru de aici, un bătrân de ăsta, veteran de război și m-a ajutat el. La Rolls Royce. Mai ne-a sunat prietenul al dumneavoastră. Da, 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 eu l-am pus să sune. Vă mulțumesc frumos că ați venit. Nu este nicio problemă, vă așteptam, dar... Cine va răpiți să mergem pe el? Nu m-a rătit nimeni, domnule. Poliția, cu poliția am avut ceva probleme. Care polițist? Salutare! Cineva care știe germană se plictise să mă ajute și pe mine cu o temă? Băi, mister, că fai Google Translate, ești nebun? Știți cumva cine pe un? Nu mai știu, era un jandarm, dar nu mai știu, domnule, cine. Păi trebuia să ziceți la jandarm că sunteți în alianță cu noi, că noi suntem în alianță cu jandarmii. Uite, n-am știu, dacă știam, îi spuneam. Dacă știam, îi spuneam. Domne, trebuie să plec acum, domnilor. Să aveți o zi frumoasă și vă mulțumesc din nou. Cu plăcere. Asta e mașina mea de șmecherie. Asta am cumpărat-o din bani foarte munciți. De unde? Să nu știe nimeni, dar am dat acolo la admin și mi-am dat niște bani. Mi-am dat vreo 450.000 de dolari ca să-mi cumpăr mașina. Ia uite-l, bă, pe ăla, bă. A prost el în fața mea, ești nebun? Du-te și pune-i jante... Ce să-i pun? Jante șoc? Dă-i bani lui ăla pe chat. De
De ce, înjură cineva sau ce? Intră acum, nu mă, nu intra, mă, nu intra. Dacă o să facem astăzi contracte multe, unde mă? Apa. Nu am auzit nimic, sigur. Ne bagi seama pe Facebook? Bă, pe Facebook nu-mi dați mesaje, băieți, că nu răspund pe Facebook, pe Instagram dacă vreți să vorbim. Pe Facebook doar mesaje serioase, gen întrebări despre calculatoare, treburi super, super serioase. De obicei eu așa fac, dacă văd că îmi scrie cineva ceva, îi spun salut, îi dau un like, dar nu stau de vorbă, că nu am timp de stat de vorbă pe email. Dacă văd că băiatul tot insistă, îi dau bloc pe Messenger, credeți-mă, acolo luați cel mai repede bloc dacă mă spamați sau ceva. Vreți să vorbim? Dați-mi mesaj pe Instagram, vorbim, vă răspund când am timp. Pe Facebook nu răspund la mesaje. Ia uite-l bă ce derapează, mă. Du-te și tunează rules. Vreți voi să o tunăm? Du-te dracu că cu mine nu joci. Asta e băiatul de pe... Uite așa trebuie. Nu-l știți pe băiatul ăsta care tocmai a zis acolo, uite haideți că vă arăt eu cine e băiatul ăsta, stați un pic că vi-l arăt acum. Deci băiatul ăsta care tocmai a luat bloc aici, înțelegeți? Vi-l arăt acum. Stați așa ca să vi-l arăt, să nu zic dacă tot ziceți voi că nu, stați așa un pic, numai un pic. Asta celor care nu mă urmăresc pe Instagram, băieții care sunt forți acolo pe Instagram, deja știu despre ce este vorba. Haideți să vi-l arăt pe băiatul ăsta, fiți atenți. Și eu am început așa să mă dau mare și am fost hater, nu știu de ce. Și acum mi-a dat bloc. Deci ăsta e băiatul care tocmai a luat bloc aici pe live. A zis că, na. Ce zici, că mai vrei să vezi o dată că n-ai văzut? Hai că-ți mai dau o dată, uite. Deci eram pe live-ul lui Pericol și eram cu toți prietenii mei, eram foarte mulți. Mare și am fost hater, nu știu de ce. Și acum mi-a dat bloc. Puteți să intrați și voi pe Instagram, Pericol Gaming, mă găsiți acolo. Și uneori mai postez și nebunii de genul. Dacă nu le-ați văzut. Așa un pic că uitasem benzina. Că trecem să băgăm și benzină, că ajungem până acolo. Eu știu Fermana, ce? Să schimbăm culoarea la mașină? Schimbăm, mă, băi, stați să ajungem acolo. E-mailul meu, așa, Pericol, cineva mi-a dat bloc pentru 18 minute. Păi, cred că, uite, avem și un contract la Hitman. Cred că botul ți-a dat pentru 18 minute sau... Sau ai scris ceva în chat, eu știu, vă prostie ceva. Fă contracte, gata mă băieți, nu vă mai agitați atâta, fă contracte, fă aia, fă aia. Mai spuneți-vă și vouă ce să faceți în gângen. Pune-i jante. S-a spart roata mă băieți, uitați-vă mă, stai. Stai să bag benzină, bă băieți, stai să bag benzină. Bă, ce cu racheta asta aici, mă, șchid în furnă. Schimbă mașina, ciocul mic. Hai să-i băgăm și noi niște benzină, bă, băieți. Te mai joci Free Fire. Free Fire. Free Fire. Nu mă mai joc. Am vrut astăzi, mă uitam așa, bă, să filmez unul, dar eu filmam de pe telefon și na. Dar stinge avariile alea semnale că mă chioresc, sunt prea luminoase. Puneți în gând, trebuie să învăț mâine ca în simulare, nu am contracte, nu contracte, am înțeles. De ce nu mai joci FF?
Nu. Cea mai rapidă mașină este Aventador, Bugatti Aventador, parcă. Păi mă, nu mai spune tu pe unde ai văzut tu, pe cine știe, pe ce server e. Pe serverul ăsta aici trebuie să știi care e cea mai rapidă. Deci dacă reușim să... Mamă, ce scoșteam aici? Mi-am dat claxon cu el, ați văzut? Țâc, 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 țâc. De ce nu răspunzi la comentarii? Răspund la toată lumea. Salut, George, bine ai venit pe live și eu am simulare. Bă, băieți, să n-aveți frică de simulări, mă, băieți. Bă, ăla n-a dat claxon, ce bulangiu. Ce bulangiu, bă, băieți, bă. Eu îi dau claxon și el nu. O tunăm, băieți, bă, dar n-am bani să o tunez, ești nebun. Sau am? Bă, nu cred că s-a pus, mă, ia mă să-l sun. I-am băgat și turbo, bă, băieți, i-am băgat și turbo. Cine zicea ce roți spunea să-i pun, frate, că nu știu ce roți spunea să-i pun, off-road. Uite astea ce frumos vin pe aia, astea vin blană, stock. A, pe ăsta zicea mă să-i pun stock pe aia. Bravo, mă, mersi frumos, că ai zis, ia uite ce bine, și asta era o alea despre care spunea el. Era bine dacă mă lăsa să-i pun lumina, frate, nu lumina asta, window. Merge, bă, merge, bă. Culoare ați zis, că vreți să mai schimb culoare. Ce culoare vreți să o facem? Spuneți. Spuneți voi ce culoare vreți să-i dăm, bă, băi. Ce culoare vreți voi? Ce culoare vreți, mă, băi, să o facem? A? Ce culoare vreți să o facem? Spuneți voi. Eu fac ca voi, frate, dar trebuie să vă hotărâți pe aceeași culoare. Hai cu aceeași culoare, băieți, hai. Băi, v-ați hotărât, mă, ce culoare să o fac? Dacă voi spamați 1000 de culori acolo, de unde să știu ce culoare să o fac? Încercați și voi să vă dați unul după altul și la un moment dat să scrieți toți aceeași culoare. Se poate oare treaba asta? Credeți că puteți? Hai, băieți, hai. Fiecare scrie culoarea lui, am înțeles. Cum aș putea dacă fiecare scrie o culoare... Hai băieți, vă dați unul după altul și scrieți fiecare aceeași culoare? Hai să vă văd. Lime green. Uite-l pe ăla, îl omoară fata după scară. Mă, văd că lumea scrie alb, frate, deci lumea vrea alb, frate. Alb, pune mă dacă vreți voi alb. Era albul ăsta. Frumoasă? Frumoasă și albă? Frumoasă, băieți, albă așa, vă place? Vă place, mă, băieți, albă?
Sau nu vă place? Uitați-o ce frumos e. Nici ăla n-a dat claxon bulangiu. Ne place mult! Haideți că mergem la contract acum, băieți. Bă, ce faine sunt jantele astea stoc, bă. Mi-a zis un băiat aici de ele, nu mai știu cine, dar mi-a zis de câteva ori, du-te și fă jantele stoc. Nu știu, eu nu înțelegeam la ce se referă el. A, uite ce bine dau jantele astea stoc pe aia. Forțichii, toti forțichii. Bă, dar nu dă niciunul claxon, frate. Nu dau claxoane, mă. E mai frumoasă neagră, mată. E mai frumoasă, îți spun mamei. E mai frumoasă, necromat. Pe aici trebuie să mergem, pe aici trebuie să mergem. Aolo, aolo! Uite cum derapează, bă, băieți, uite ce derapează. Gata, gata. Poz, moală. L-am înjurat. Bă, dar deasupra se vede că sunt hitman, mă. Bă, ăștia sunt ea pe care i-am omorât. Ia, he, cine ești? Ați sunat cineva la hitman de aici? Oho, nu știu. Care a sunat la Himen? Scuzați-mă, uitați de niște. Nu, cine e ăsta, că domnul acesta... Nu mă uitați că eu sunt venit încă, domnule. Poftim? Domne! Eu cu cască neagră, veniți. Cred că a sunat domnul de aici. Da, da. Domnul ăsta din mașină, se pare că a dormit pe volan, definitiv. Păi nu, definitiv. Da. Nu a leșinat. A tras o mașină s-a... E cea la doi săștia mici. Și s-a împuțit. Doar eu, dacă se poate, și cu domnul. Ia spuneți, domnule, ce treabă aveți cu mine? Așa. Să plece, domne, de aici, că vreau doar între noi doi. Hai și tu, hai. Dar nu hai și tu. Poliția, 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 poliția. Ce poliția? A venit poliția. Serios? A fost o capcană? Poliția. Poliția, stați aici, poliția, stați aici, că vă apărăm noi. Vă apărăm noi, domnul. Da, domnule, dar eu am, dacă mă prind, am multe de... Ba nu, e pompieri, pompieri, pompieri. E pompieri. Nelu, pompieri. Hai ce m-a speriat. Pompieri, Nelu. Pe mine, mă, vorticule. Dă-l jos, dă-l jos, dă-l jos. Ce treabă au băieții pe la care claxonează? Care claxonează? Nu știu, domne, dar ia că mă duc eu. Domnul ăsta care e mort, deci am zis că s-a bășit și s-a miros și s-a... S-a bășit de a putut pe aici. Ce mai întâmplă pe aici? Haideți, haideți. Bun, faceți contract. Era cineva acolo în iarba, a dat peste el. Oh. S-a căzut din mașină, nu știu ce s-a întâmplat. O chestie, vă zic. Ia spuneți. Dacă se poate să vă dau banii după ce terminăm, gen, după ce omorâți ținta. Domne, contactele mele sunt în felul următor. Puneți și nu cu spatele la mine, că nu-mi place. Deci... Mai este cineva acolo în spate, domnule. A, lăsați-l, eu, coleg, face pișul, face pișul, lăsați-l. Deci, domnule... Dacă vreți să capturezi pe cineva, puteți să dați o parte acum și o parte mai târziu. Dar pentru asasinări, okay. Plata se face înainte pentru că eu orice contract îl finalizez, nu e să pune problema. Ok. Salut, Dario, salut! Deci îmi puteți da un minut să mă gândesc că cum vă pot plăti banii? Colegul, sigur, sigur. Colegul mă doare să mă... Mă loc...
mare. Voi ce pute! Voi sunteți cumva mafia căcăcioșii? Mă știu mai bine! Mă știu mai bine, domnule! Lui purechi! Mamă, cum râde ăsta, fără! Prostul! Săruna, săruna, mă... sunt băiatul cu smântâna, respect, o steca, lol, mersi frumos de luț, te pup! Domne, domne, aolo, mă scuzați un pic, domne, aolo! Dacă tot ai venit aici, n-ai niște râte aici, Mica? Ce pute, domne! Domnule, dădeți-vă, dădeți-vă că pute, dădeți-vă! Dădeți-vă de acolo, dădeți-vă tot de acolo! Dați-vă să nu vă stropesc! Mamă, noi, domne! Domnule, fiți-mi, dați-vă de acolo, repede, 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 că bubuie, 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 bubuie! Aolo! Pute, 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 pute! Bătă-ți de acolo! Gata, ca să mai pute! Dă repede, hai, ajută repede, hai! Hai, 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 hai! Nu, haideți, domnul, fără Caterinca acum! Nu mă închis de Caterinca, că vreau să vorbesc cu domnul. Puneți, domnule. Așa. Mâncam și eu, frate, să ai poftă bună dacă e. Cel mai... Băi, ia, băi! Ia, stai mă pe loc, ia. Deci ne ajută, mă, timp, hai, marș. Marș. Oh, domnul, m-am trezit, oh! Ce mafie! Domnul, nu mai vorbiți așa cu medici, că ăștia... Ăștia ne salvează viața. Trebuie să fiți respectuos față de medici. Nu știu, mă, frate, odată nu știu. M-a salvat de la cancer, de... Cum îi zice? Bă, nu sparge alea, mă, uitați ce face, mă, uitați ce face, mă. Explodează, explodează, explodează! Aleu, tu bună ziua, domnul, m-am trezit în somn! Hai, mă, căcat, ce roleplay ăsta, mă, pe bune acum? Doamne! Eu nu vă bag ce nu trebuie pe gât la toți. Hai, să continuăm. Hai, mă, puneți odată contractul ăla, care îi despre cine este vorba, mă duc după el și faceți plata. Nu știu dacă îl știți, domnul Coco. Coconex, așa, Coco, nu mai știu, Coconex. Vă zic numărul lui de familie? Tata, domnul, vă costă 5.000 de dolari și am plecat după el. Dă-te jos din mașină, băi! Deci am spus dacă îl răpiți, vă dau banii după. Nu, niciodată nu dați banii, o parte din bani după. Faceți puțin liniște, vă rog frumos. Paul, la secac acolo sus. Care sunt proștii ăștia care fac așa? Ăla face de acolo? Ăla? Bă, vezi că ai Audi Mafia. Ai Audi Mafia. Ai Audi Mafia. Ai Audi Mafia. Nu mai... Nu, frate. Deci așa, este vorba despre domnul Coco. Deci da, domnule, pentru asasinarea lui vă costă 5.000 de dolari. Mă duc și nu ratez nicio nimic. Ok, imediat. Hai băieți, dați aici 5.000 la Hitman. Acum, hai. La fel, rip, rip. Ionut, salut, Ionut, ce mai zici, măi, băiatule, salut! Dacă nu vă dați la o parte, altcineva o să ia banii, sunteți chiar așa grei de cap? De ce nu joci pe serverul lui Las, că ai mai vorbit cu el? De ce nu joacă Las pe serverul meu? O fur și o pizza de autură. L-ai întrebat vreodată? Ai, ia vedeți, ați primit doar o parte. Domne, am primit 1000 de dolari, domnule, ce să fac 1000 de dolari? Bun. Bă, a venit cineva, a venit cineva, a venit cineva, a venit cineva. Domnule Hime, noi revenim. Puneți-i pe băieți să facă chet aici, să strângem și noi 5.000 și... Dar chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici, unul se cacă, unul trage cu armă, unul se bese. Pentru că l-am văzut episodul cu Hitman în care a aruncat pe ăla din elicopter. Sunt și ei mici. Cine dă bloc? Au puțanic. Și tu clownfish. Domnul, strângem de 5.000 sau... Da, îl răpiți, domnul, îl răpiți, îl răpiți mai bine ca să-l omorâm noi. Să-l omorâm noi. Îl răpiți mai bine, domnul. Pentru a răpi pe cineva trebuie să plătiți suma de 15.000 de dolari. 7.500 acum, 7.500 când îl aduc. Domnul, ce încerca să ne fraieriți atâta? Cu mine vorbești? Domnul... Pleci, da. Să fugim toți la trei. Da. Eu am vorbit cu colegul ăsta de aici
să vă dea bani. El nu înțelege, cred că și el, nu știu. Dă-i frate eu, banii, colegul, domnul Hitman, că așteaptă aici, banii, chiar. Dă-i domne banii mai repede, colegul, dă-i... Bă, ăștia sunt cea la dă-i rău, frate. Până la bancă și vă dau o parte acum și o parte mai târziu. Acum nu am știu că veniți. Eu stăteam acolo, aveam o treabă, vorbeam cu cineva la telefon și am văzut aici și... Dacă mă, domne, mă. Acum rapid. Ok, domnule, se pare că n-avem cu cine să vorbim aici. Domne, eu zic păstrați să... Păstrați banii aici, nu mai faceți nimic. Să mă sunați când aveți banii, domnilor. Da, țin minte, am 1000 de dolari la mine de la dumneavoastră. De 80 de milioane de euro. Da, 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 aveți 5000 de la mine. Ăștia sunt nebuni. Imaginezi să nimerești într-o mafie așa, unde fiecare face ce vrea, îți dai seama, ți-ar fi și frică acolo. Te împușcă unul din senin în pana mea. Pune o regulă sau ceva, 14 ani, că în modul ăsta... Mă, băieți, ăsta nu e server, mă, băieți. Ce faci, bă? Scuze, domnule! Vin aici, vin aici să nu te umor, vin aici! Dă-te jos din mașină și vin aici. Vino încoace. Deci fii atent. Vezi mașina asta? Uite și tu ce ai făcut da, aici da, în față. Da, apucă-te și șterge-o cu mâneca. Bă, nu cât. Acum, domnul, acum. Șterge-o cu mâneca unde ai lovit-o aici în față. Aici în față, dă-i cu mâneca pe ea. Și data viitoare, când ieși de pe țărâna asta de la țară pe asfalt, dai prioritate întotdeauna, ascultă la mine. Când ieși, când treci de pe... Oh, scuza, aoleu, să-ți domnul că-s beat, nu, bă, te omor. Scuzați. Vino aici, vino aici, vino, pune-te în genunchi, pune-te în genunchi că te împușc, bă, te împușc, pune-te în genunchi. Scuze, domnul, aoleu, domnul, tu îndrăznești, tu îndrăznești să dai mine, mă, tu îndrăznești să dai mine, ha? Domnul, da, sunt un pic beat, domnul, că am băut un pic mai mult și... Am dat în... Eu credeam că am dat în vânt, nu în dumneavoastră, aolo, domnule. Stai aici să nu te miști. Te-ai mișcat, bine. Te-am omorât. Bine, domnule. Stai acolo. Oh, domnul! Să-ți fac nu, și eu la mașină ce mi-ai făcut și tu mie. Nu, domnule! Să nu te ridici de acolo, că te omor! Domnul, gata, domnul! Eu nu... Domnul, explodează, domnul, mașina, dacă mai dați mult, domnul! Nu explodează! Eu nu v-am dat o mașină! Ba da, domnul! Domnul, da, uitați câte gloațe are, mă! Bombiți și explodează, domnul, cred! Bă, asta nu mai explodează, domnul, mă, voi! Domnul, eu zic să-mi iau pensia! Gata, domnul, mi-a dat destul în ea, domnul. E destul. Domnul, mi-a spart și geamul, domnul. Mi-a dat mașină. Gata, domnul. Fiți, domnul, mai bun. Haideți, domnul, dar cât mai dați? Liniște. Domnul. Bă, dar nu explodează, mă, băieți, mă, mașina s-a dat. Domnul, scuzați-mă. Domne, dar ce mașină e asta, domne, de nu explodează? Bă, de ce nu explodează, mă? Și că e material nemțesc, că e BMW-ul. Domnul, dar dumneavoastră a zis că nu explodează. Acum ziceți că explodează, că nu mai înțeleg. De ce explodează? Gata, domnul, ați dat distor, că nu mai pam. Bă, asta nu explodează, bă. Bă, mașina asta e blindată, mă? Nu știu, da, domnul, da, e blindată.
Bă, ce mașină e asta, bă, băieți, bă, că nu vrea să-i... Domne, ce mașină e asta, domne, că nu vrea să moară, domnule. E închina, domnul, ca frate mi. Poate domnul, dă-ți pe avion. Gata, domnul, e destul, mă lăsați să plec. Domnule, haide, domnul. Ne pândea cineva acolo, domnule. M-ați umilit destul. Cine-i purece de la mă mură? Domnul, cum ați umilit destul, domnul. Cine-i purece ăsta, mă? Mi-a stricat și mașina de la frate meu. Nu contează că ne explodează, dar ați stricat-o, domnul. Data viitoare să ai grijă. Bine, domnul, scuzați-mă. La revedere. Dar mă mură pe purece, mă, dar nu știu ce făceai la acolo. Pune-l în mașină cu cătușe, nu poate... Poliția, bă. A, pompieri au venit. Cine ai, bă, căută pompieria pe aici dacă n-ai explodat nicio mașină? Pune benzină pe mașină. Nu aveam, bă, băiesc, că dacă aveam, îi puneam, dar nu am benzină la mine. Am vrut să explodez mașina lui să moară, știi, dar... A explodat mașina, la ce mai mă chinuiam, am tras, am dat fail acolo. Ce se întâmplă, mă, cu mașina asta? Și l-am omorât pe purice ăla. Nu știu cine-i purice și ce făcea el pe acolo de se teleporta, dar... M-am împușcat. Un hitman are nevoie... Un hitman, vă rog, nevoie pentru mecanic, mă cheamă Mario Barusan. Bă, ce am intrat în ăsta, m-am căcat pe mine, frate. A, dar eu am acceptat ăla, dar aveam ăsta pe coco în pana mea, păcat. Unde e exchange-ul, că era mai blana? Păi, ați zis să-l schimb. Cum se numește serverul tău? Serverul pe care joc acum se numește White România Roleplay. Bună dimineața, lume! Soarele a răsărit și ca mare chef de... Ales. Joacă Fortnite. Băi, o să ne jucăm și Fortnite dacă e. Ai, 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 ai. Ia și tu mașina aia. Care avea băiatul ăla. Da, mă, să o iau și eu pe aia pe care avea el, că ați văzut că nu exploda, frate. Ia-ți un Audi, toată stima. Băi, băiatule, oprește-te pe loc. Băi, băiatule, oprește-te că vin și... Mamă, mamă, eu vreau să iau mașina aia, bă, băiesc, că îmi place mașina aia. Mă face rău cu mașina aia, n-am nicio șansă. Uitați-vă la el cum se duce, frate. Trebuie să-mi cumpăr, bă, băie, și eu o mașină de asta puternică, frate. Salut, salut. Dă un anunț și fă un contract. Uite acum am primit un contract. Eu am vrut să iau contractul și de la băieții ăia, dar eu știu ce făceau ea. Ce bolituri i-am dat, i-am dat buleală pe aripă. Te-ai jucat Dying Light? Nu cred că... Da. La mașină, să nu știu. Bună ziua, domnul! Eu, de aici. Stai din gură, stai acolo, stai acolo, mă! Stai acolo! Vorbim așa de după zid, iar nimeni nu va observa nimic, nu va bănui domnule, nimic. Domnule, am nevoie să omor și un mecanic. Cât m-ar costa? $5,000, domnule, și la asasinez cât ai zice pește. 5.000 este prea scump, domnule. 4.790. 4.000 fix, 4.000 fix, e ok. Ok, mă duc să-i scot de la bancă, că e bancă. Dar de ce n-or fi avut ei banii, mă? Nu înțeleg. Da, da, păi Rolls-Roy, 450.000 am dat pe Rolls-Roy. Nu e foarte mașina, dar eu... Nu e foarte mașina, nu e foarte rapidă, dar e o mașină așa mare, babană, gen de mafioză, șmecher, de...
Dar cumpăr un Mustang, că e mișterul. Dar n-am bani, mă, băieți, de unde să cumpăr? 4790 negociază la sânge. Prezatu, mersi frumos de subscribe, bine ai venit! Cine s-a mai avea abonat? Alexia, For The Win, Row, Dark69, SR Gamer. Doamne, că am venit. Domnule, dar vedeți că este un domn fancurier aici, ascultă. Băi, fancurier, pleacă de aici! Am domnul o comandă, trebuie să aștept, domnul. Îmi pare rău, dacă vă deranjez. Gata, șeful, gata, gata. Am și o comandă, dacă e pentru tine. Am, domnul, trebuie să fac peste tot ce am. Dar, domnule, ți-ai să stai pe partea aia, ți-ai zis să sar gardul. Mele, nu este Tony. Pleacă de aici ca întreabă. Da, domnul, plec, domnul, plec. Mele, nu este Tony, porecla lui. Domnul, l-am localizat, domnule. O să plec chiar acum după el. O să vă dau un telefon, ok? 423. Domnule, altul! Ce altul? Alt domn. Am aici. Ce? Depoi să nu... Domnule, altă țintă. De ce altă țintă? Domnule, ăsta am eu mai mare, ta pică, îmi port mai multă pică. Poison a rău. Tot mecanic este și numele. Cum îl cheamă? D A R W. Gata, l-am găsit, domne, am plecat după el. Ok, domnul, spor la treabă. Tommy rău, bă, pe mine nu mă împușca. Aolo! Aole, polițist! Aolo, vine după mine, ești nebun la cap? Mașina mea să se strice. Schimbăm planurile, băie, schimbăm mașina. Gata cu mașina asta, că nu e... Parchează-o. O să te prindă poliția! Toma. Luăm 8 ăsta, băieți, pentru voi. Sare aceeași mașină ca și mine. Domnule! Aolo, ce faceți, domnul? Zgâriați mașina, domnul? Împrumutați bani cu camătă. Dar sigur că, dar ia veniți la mine mașina aici, ia veniți încoace. Desigur. Acum repede. Am nevoie de ăștia. Să rămână, domnul polițist, să rămână. Bună ziua! Fugiți! O, lui era să ne prinde, domnul. Mamă. Nu luați mașinile de poliție. L-am luat și pe ăsta, bă, băieți, direct. Domnul, uitați-vă un pic pe dreapta aici, știți ferma asta cu e? Am pus cătușele când s-a uitat pe geam. Nu știu doar că am avut multe afaceri. A, stați așa că v-am pus cătușele la mâini. Aoleo, domnul! Liniștiți-vă, nu s-a întâmplat nimic cu adevărat. Desigur, o să încerc să fiu cât de calm. O mașină aici, mă, am mai multe mașini aici. O, e bine, asta e bine. Ne urmărește poliția, să știți, liniștiți-vă. Dacă nu dați drumul, țip, domnul. Dar nu țipa, liniștește-te, că nu e nimic. Băieți, cum facem noi când vrem să scăpăm de un mafiot cu mașină cu tot? Ce facem, domnul? Eu nu mai pot să ies. Domnul!
Gata, bă, băieți, l-am omorât. Cine e ăla, mă? Am martor aici, frate, trebuie să-i omor, că se marturește. Au martor, bă, băieți. M-am văzut când am aruncat mașina în apă, bă, băieți. Alo, spune domnule, ce s-a întâmplat? Domnule, am auzit domnule. Că le-ați omorât. Mulțumesc pentru serviciile dumneavoastră. Domnule, a fost o plăcere și vă mulțumesc frumos pentru contract. La revedere. Mulțumesc. O zi bună. PTB Gabi, mersi frumos de subscribe. Ștefan, mersi de subscribe. Darius, mulțumesc frumos pentru donație. Bagă-l în foc, ce foc, mă, băieți, mă, l-am aruncat direct cu mașină, frate, cu tot, direct în apă, frate. Ăsta e un nou mod de a... Băți, Johnule. Veniți, mă omoară. Pericol, sunt Pericol Junior. Și tu ești cel mai tare din lume. Muzica este în descriere. Marian Munteanu, salut! Pe live nu comentez decât cu același comentariu pe a... Live nu comentez? Deci, măi, domnul Marian Munteanu, măi, cine te supără, măi? Ai aruncat un jec în mașină, e 8, nici nu merea. Opa, opa. M-a văzut ăla, m-a văzut, băieți. M-a văzut, m-a luat. Problema e că eu... A, ok, scuze-mă, chiar nu am... Problema e că n-am benzină, mă, băieți, asta e cum. Și n-aș păcă nu-i benzinăria aia în oraș, frate, dar aia e. Înțeles. Pune o muzicuță aici. Îți. Ia uzi. Pa, pupa, băieți, aveți o seară frumoasă în continuare, iar noi ne revedem mâine la un nou live sau puțin mai încolo dacă mă bag la un Fortnite. Vă pup, pa! Legea ta.